Cum vrei să faci un Vrei să... No, Magda, chiar, you can feel free to... Honestly, nu știu ce te-ai de lăsat așa la episodul ăsta. <laughs> <laughs> nu știu ce te-ai de lăsat așa, nu cu tot te-ai de de... Vreau să se te vadă... Te-ai de de rolul tău de MC, văd <laughs> că și nu e ok, o să... <laughs> un nou an, 2024. Chiar, <laughs> Primul episod din anul ăsta și mi se pare bine venit subiectul ăsta despre disciplină versus de lăsare, indisciplină, renunțare. O să vedem pe parcurs la ce termen o să ne oprim. Suntem astăzi cu, bineînțeles, cu Joey și cu Nathan, Camelia și Cătălin. O să vă rog, în asta la tău, ordine, să spuneți câte ceva despre, despre voi. Uh, primul rând, bună seara, mulțumesc de invitație. Uh, eu sunt Cătălin Magan, am 34 de ani, de profesie sunt uh, medic, uh, frecventez, sunt căsătorit, am o fetiță de 11 luni și frecventez Biserica Speranța din anul 2 de facultate. Uh, am ajuns în Biserica Speranța pentru că. E, era singura biserică la care știam cum să ajung cu autobuzul <laughs> din Hașdor. Mărturisesc deschis lucrul acesta și nu cred că a fost o coincidență. Că Noi nu credem în coincidență. Nu credem în coincidență, absolut. Autobuzul numărul 6, cred că oprea aici, în mânăștua, vecinătatea bisericii. Pe scurt, cam ăsta sunt eu. Dar din, așa de curio, din ce carte? Din sau de unde vine așa? Nu, pe vremea respectivă uh, eram student, stăteam în HD1. Ah, căminul, ok, ok, ok. nu studențesc numărul 10 din HD1. Așa, dacă merg pe modelul colegului din dreapta, uh, numele meu este Camelia Codrea uh, și eu sunt medic, uh, sunt și eu căsătorită, am uh, patru copilași, sunt membră a Bisericii Speranța, adică o frecventez de când mă știu. Părinții mei sunt membri și ei de mulți ani. Mă bucur și eu că sunt astăzi împreună cu voi și sper ca pe parcurs și până la final să ajungem la niște concluzii care să fie de folos fiecăruia dintre noi. Bună sunt vă Nathan. Nu sunt medic. sunt <laughs> <laughs> nice. fost sportiv de performanță. Fac volei de pe clasa a treia. Am cândva de vreo 3 ani. A fost la loturile naționale, am jucat la, în divizia A, la două echipe. Vin la Speranța de un an și jumate mm -hmm. sunt la grupa de absolvenți. membru de acum din uh, nu ai fost la, la botez. Da. La da. Um, povestim despre disciplină. Și gândindu-mă și eu la subiectul ăsta, și începem de obicei cumva prin, un pic prin defin definirea termenilor, și căutând și prin Cartea Proverbelor, așa mi se părea tot mai mult că disciplina e un fel de perseverență în hărnicie, dacă vreți. Și noi povesteam înainte de ideea asta de, de lene ca. Uh, antonim Antoni. pentru disciplină și pe direcția asta mă gândeam la perseverență în hărnicie. Voi cum ați defini dacă vreți, sau cum vedeți voi disciplina? Dacă ne uităm în majoritatea dicționarelor care definesc disciplina, e destul de greu să te oprești în dreptul uneia singure și să găsești o definiție tot cuprinzătoare. Uh, o definiție destul de tehnică spune că este totalitatea regulilor de comportament obligatorii uh, pe care le adoptă un individ sau o colectivitate uh, însă definiția asta mi se pare insuficientă Uh, sunt definiții mai puțin uh, sau mai artistice care definesc disciplina ca uh, a face ceea ce trebuie, nu ceea ce vrei. Iar cea mai uh, artistică dintre toate, și care m-a impresionat, însă, din păcate, am uitat uh, unde am citit-o. Uh, Uh, acea că dis disciplina ne păzește de înlănțuirea cu lanțurile libertății. Trebuie să ne gândim acum. Să ne <laughs> profund <laughs> o, da. de cât e de paradoxal că disciplina ne păzește de înlănțuirea cu lanțurile libertății. Adică dacă libertatea însă ar avea niște lanțuri cu care te poate înrobi, disciplina îi cea care te, te, te pune la dăpost. La și automat disciplina pare cevaul acela pozitiv și libertatea negativ, când cred că pentru alții e invers. Disciplina e prea legată de reguli și mie nu-mi plac regulile, mie îmi place libertatea, îmi place să fac ce vreau, când vreau, cât vreau. Adevărat, dar uh, dezvoltarea oricărui individ, dezvoltarea oricărei societăți, depinde de un echilibru destul de fragil între... Uh, supunere între autoritate și libertate. Adică cu toți, cu toți ne supunem unei autorități, cu toți renunțăm la o parte din libertatea noastră, dacă putem să spunem așa, uh -huh. uh, pentru a face ceea ce este corect sau bine sau pentru noi și pentru ceilalți. Uh, de asta spun că e destul de greu să di definim disciplina. Uh, disciplina poate fi un tipar comportamental. Disciplina depinde de, de anumite uh, valori în timp și spațiu. Uh, deci nu putem să... găsi în un, o definiție cumva universal valabilă oricând, oricând ca în enciclopedia britanica asta e disciplina de aici până aici și uh, o identificăm uh, acum sigur dacă spunem despre matematică că este o disciplină am închis subiect da. <laughs> da dar uh, dacă ne referim la ceea ce înseamnă dezvoltare personală autocontrol uh, Evoluție atât mm. pentru un individ cât uh, și pentru o, o colectivitate, termenul capătă deja alte valențe. Eu aș lega disciplina de niște sinonime, de niște cuvinte de care nu poate să fie despărțită. Și îmi vine în minte când zic disciplină, consecvență, mm. îmi vine în minte ordine, angajament. Uh, Mă gândesc când o disciplină, când spui că ești disciplinat. Acum, unde sunt disciplinat? Păi sunt disciplinată din punct de vedere spiritual, financiar, în ceea ce înseamnă relația cu sănătatea, cu trupul meu, cu locul de muncă, profesional. Eu trebuie să am o țintă, trebuie să am un scop. Și disciplina aceea presupune. Că eu am în minte scopul respectiv și sunt dispusă să umblu zi de zi într-un anumit tipar, într-un anumit comportament, să aleg niște lucruri, să dau la o parte altele, ca să ajung acolo unde-mi doresc. Din punct de vedere, să zic, spiritual, aș lua aici. Uh, uite, vreau să. Mă propun pentru anul acesta să termin Biblia. Scopul meu este ca în ultima zi a anului 2024 să termin Biblia. Păi eu îmi fac o împărțire în fiecare zi dacă citesc numărul acesta de capitole, la sfârșit reușesc să-mi ating obiectivul, ținta mea. Și atunci mă țin orice ar fi, dau la parte orice sclipici care ar putea să mă devieze de la ținta mea și vreau să ajung acolo. Din punct de vedere profesional, vreau să fiu disciplinată, vreau să fiu undeva sus. Păi dacă eu mă bazez pe ce am învățat, cum suntem noi, în domeniul nostru, pe ce am învățat în facultate sau pe pregătirea din rezidențiat, este foarte puțin, pentru că medicina vine cu lucruri noi. Eu trebuie să mă țin de ghiduri, eu trebuie să fiu la zi, eu practic o medicină bazată pe dovezi. Și atunci, în rutina mea de zi cu zi, îmi propun să și citesc câteva pagini, știu dintr-un ghid. Deci, disciplina presupune un obiectiv, zic eu, și pașii pe care trebuie să-i faci cu consecvență, zi de zi, ca să-ți atingi obiectivul respectiv. Nu știu, că, Nathan, ne poți confirma Pe... și din sport. Da, pentru mine înseamnă să ții minte ce ți-ai propus, uh -huh. să nu te abazi la drum și o luptă cu prezentul. Pentru că tu ți-ai făcut o, un scop dinainte și tu trebuie să ajungi cum ar veni în viitor. Și atunci, în prezent, tot timpul prin dificultăți și atunci trebuie să tare și să știi că să alegi ce e bine pentru tine și ca să poți îndeplini scopul final. Cam asta văd eu din sport. Uh -huh. ce -am... Da, mi se pare că până acum a, ați îmbrăcat disciplina ca un lucru bun, ceva de dorit, ceva Pozitive. pozitiv, mm -hmm. și atunci am întreb, de ce noi, ca oameni, nu suntem tot timpul disciplinați. Cine oprește mm -hmm. n-a fi disciplinați? N-ați nimic aici, negativ a, din tot a, ce -a spus a, a, Aici este. vorbeam de, de, de libertatea asta, și cred că aici băteam, băteam eu apa în Uh, ca să pot să exemplific nu știu, aș dori să fac referire la scriptură la, și cred că cel mai, mai, mai elogvent este uh, capitolul 9 din Epist Epistola 1 către Corinteni a lui Pavel uh -huh. acolo unde Pavel face o analogie foarte, foarte frumoasă și foarte practică cu tot uh, cu participarea unui sportiv la Jocurile Olimpice uh, și aș dori să, să, să citesc, dacă, dacă îmi permiteți. Uh, nu știți că cei ce alergă la locul de alergare toți alergă, dar numai unul capătă premiu. Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiu. a exemplificat foarte frumos, Cami, că disciplina e absolut esențială uh, atunci când avem un obiectiv, când ne setăm un obiectiv toți cei ce luptă la, la jocurile de opște se supun. Și aici vorbeam de, 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 de libertate. Supunerea, în mod automat, înseamnă intrarea în, într-o stare de subordonare față de o autoritate. Indiferent care este autoritatea aceea, indiferent că este o autoritate intrinsecă, provine din interior, sau este o autoritate extrinsecă. Biserică, stat, poliție, familie, și așa mai departe. Se supun la tot felul de înfrânări. Tot felul de înfrânări. Odată aceste înfrânări, reguli, regulamente, în mod sigur se referă și la cele organizatorice ale unei competiții, dar se referă și la înfrânările care nu sunt obligatorii și pe care individul alege și le impune singur. Acum, cred că natei poate să ne 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 exemplifice, nu știu, din viața de cantonament sau mod sigur, fiecare dintre voi probabil avea un program strict, dar probabil erau colegi sau tu care în disciplină mergeau acea milă în plus și făceau mai mult decât făceau ceilalți. Și de ce de 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 ce fac chestia asta? Și fac lucrul acesta ca să capete o cunună. Îmi trebuie cunună aceea. Moment, acela e, 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 e obiectiv. Avem un obiectiv și avem o modalitate prin care, prin care ajungem la, la ea. Eu deci alerg, dar nu ca și cum naște în control alerg am discutat despre obiectiv. Mă lupt cu pumnul, dar nu unul care lovește în vânt. Nu fac risipă de, 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 energie, de resurse. Mi le canalizez, mi le ordonez. Știu foarte bine. Ci mă port aspru cu trupul meu. Ca să-l țin în stăpânire. Ca să-l țin în stăpânire. Aspru. Aspru desemnează un termen neplăcut. un uh -huh. ceva cu care te, te, te Cu ceva cu care nu-ți vine ușor. Ai prefera să faci altceva. Dar ai avut de, de, a face de o, o alegere mm. și atunci ai considerat superioară o, o, alegere în detrimentul celelalte. Îl țin în stăpânire. Păi, de ce îl ții în stăpânire? Pentru că el vrea să facă altceva. altceva. Mm -hmm. Dar îmi reiese cumva de aici disciplina ca un mijloc cumva prin care ajungi la care uh, ajungi în, anumite top anumite okay. da. cu care ajungi în top ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat uh -huh. sau descalificat, cum spune altă traducere. Uh -huh. Credeți că, totuși, e o chestiune oarecum obligatorie disciplina asta în, în viața unui om? Sau pot să fie oameni care, nu știu, să zică, mă, eu prefer totuși să fiu spontan. Mie nu-mi place să Mă gândesc dinainte ce o să fac mâine sau îmi place să-mi planific. Într-un anumit fel, toți suntem supuși unei discipline. Urmăm anumite reguli de comportament în societate. Da? Nu mergem pe stradă și facem tot ce voim noi, pentru că există poliție, există legi. Mm -hmm. Dar uh, nu așa personal, poate aș zice. Mai mult. Așa, aici, e, e interesant de făcut o diferență între ceea ce înseamnă constrângere și ceea ce înseamnă disciplină. Nu știu, mă, mă gândesc la să luăm exemplu unui penitenciar și a unor deținuți care merg frumos în șirindian și care stau cu minți și nu se iau la bătaie sau nu fac alte, alte lucruri. Uh, putem spune că sunt disciplinați în momentul în care sunt 20 de gardieni în jurul lor, pregătiți să reacționeze la cea mai mică mișcare sau putem spune despre ei că sunt constrânși să se comporte în acest mod. Constrângerea îi duce la disciplină. Da, probabil, nu știu, probabil directorul penitenciarului se laudă, probabil, cu niște deținuți de, de, de foarte disciplinați. Dar ar fi, dar hai să înlăturăm din, din, din imaginea asta Gardienii și să ne imaginăm acei deținuți că își respectă spațiul sau merg în același ordine, mânați de, 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 de simplu gând că dacă iese din tiparul acela, probabil își pierd integritatea fizică sau au de, au de suferit. Mai degrabă, asta îmi sună mie, a, a disciplină. -a Acest au. Gardianul ăsta după tine. Gardianul lângă tine. Uh -huh. Absolut. Uh -huh. Disciplina mi se pare că presupune asumarea unor valori de însemnătate mare pentru tine. Adică nu, nu, nu ai cum să, să cauți, să te disciplinezi dacă nu e important acel domeniu sau acea are pentru tine, dacă e lipsită de importanță. Degeaba vrei tu să te disciplinezi în citirea scripturii. Doar pentru că și-ați impus familia sau spune pastorul de la învon că e bine. Dacă tu, ca individ, nu crezi cu adevărat că... Că atunci am putea să punem citare. un egal, de fapt, între disciplină și autodisciplină. Este ceva ce eu decid, eu mi-asum și nimeni, cum spui tu, cu excepția celor care sunt forțați prin mijloacele acele externe, eu, dacă nu-mi doresc și nu văd ceva la acela bun, în a fi disciplinată, poate din punct de vedere financiar, am dat zeciuiala pentru că știu că Dumnezeu mi-o cere și pentru că El promite recompensă, dacă eu mă țin de acest principiu bun, dacă eu nu cred în acel ceva, nu, nu voi umbla în acel obicei. Da, eu zic că te forțez conștient, să mergi pe un drum, alegi tu asta când te disciplinezi. Dacă e vorba despre tine sau un sport. Ești conștient de ce urmează, dar știi că scopul final o să merite și atunci nu te, Cret. nu te abați de la drum și chiar dacă e greu, știi că vine rezultatul la final. Și mă gândeam așa tot legat de disciplină și pomenea ceva Cătălin legat de renunțare. Mi se pare că și dacă îți dorești să ai o viață disciplinată și dacă ești la polul opus, tu trebuie să fii dispus să renunți la ceva. La ce renunți? De exemplu, în profesia noastră, îmi doresc să ajung acolo sus, îmi doresc să fiu de top. Mă, nu sunt foarte genial, dar cum pomeneam de la început, dacă sunt consecvent, și muncesc, voi ajunge acolo sus. Pentru că sunt persoane care sunt sclipitoare și geniale și poate ați avut și voi la facultate să v-ați întâlnit cu X și Y, dar care nu au ajuns sus pentru că nu au avut disponibilitatea de a munci, de a lucra, de a suda și atunci omul acela care este undeva pe la mijloc, dar care muncește și care e dispus să renunțe la anumite lucruri, ajunge mai sus decât cel care avea sclipirea de la început. Deci tu ești dispus la ce ești dispus să renunți? Ești dispus să renunți la confort ca să fii performant? Sau ești dispus să renunți la uh, un lucru, uh, să zic, ești dispus să renunți la acea performanță de dragul de a face ce vrei tu? Nu-mi place să citesc, nu-mi place să fac sport, uh, nu țin cont de ce mănânc. Apropo că disciplina ține și de. Mai mult spuneam de sănătate, de aspect fizic. Se... Deci la ceva În trebuie renunț. da, la la ce renunț? să renunți. La ce se... renunți? Renunți la performanță, renunți la fi sănătos sau aleg nimicurile acestea și când trag linia de fapt n-am ajuns nicăieri. O renunțare oricum este. Mm -hmm. Că zici acum de renunțare... Uh... Mă gândeam așa și cum e începutul ăsta de an când ne propunem tot felul de obiective și așa și. rezoluții. rezoluții, rezoluții da, că la și modă de. În special asta cu citirea Bibliei, care e o rezoluție bună. Eu zic că, indiferent de câte ori poate am renunțat pe parcurs, nu-i rău la început de an iarăși să îmi propun și așa, dar nu știu cum vedeți voi în viețile voastre chestia asta. Mi se pare că dacă renunț, nu știu, să zic, am ratat o zi de citirea Bibliei din planul pe care mi l-am făcut pe anul ăsta. Parcă deznădejdea de aia care te cuprinde, mai am ratat o zi, te face să-ți fie mai greu în, în, ziua următoare, că, nu știu, ți se pare cumva mai rămas în urmă, ca și cum nu mai, nu mai are rost. Vedeți, nu știu, deznădejdea de asta care e, parcă e împotriva autodisciplinei, să zic, în situația asta. Obținerea, obținerea de, de, rezultate, indiferent de, de domeniu, reprezintă unul dintre cele mai, cel mai important factori motivanți. În momentul în care te apuci de un lucru și vezi că ușor, ușor ai rezultate, te mână, te adună și te împinge mai departe. Acum, evident, atât recompensele cât și pedepsele sunt o formă de menținere a autocontrolului. Adică putem să ne folosim de o recompensă ca și factor motivațional. Inclusiv. Nu știu cum ai vedea asta în. în. în, în, în mi-o pot imagina, de exemplu, într-o relație cu un copil, și nu știu aici, poate, să-i oferi o recompensă pentru o disciplină da, sau. Da, da disciplina o... are pozitivă, da, chiar, -am Așa Da, mă denumirea. În dreptul meu. Cred. Cum i-aș da eu mie o pedeapsă, știi? Uh, da, nu, nu știu dacă atunci când ne-o ne acordăm nouă înșine e mai, uh, îi, îi, îi fezabil, dar o recompensă se poate. Citesc trei pagini după care mănânc o ciocolată. <grijă> Urmar. Deci. Uh -huh. îi uh, posibil. Uh, Aș păi... mai zice ceva aici legat de ce zice. O, mie mi se pare recompensa cel puțin pentru planul acesta pe care ți l-ai făcut, cel puțin pentru mine, poate sunt eu mai ușor de mulțumit. E suficient faptul că am bifat. Mm -hmm. Pentru mine e o recompensă. E mulțumirea aceea pe care o am ce bine că am reușit să mă țin și astăzi de citirea Bibliei. E suficient. nu îmi trebuie neapărat ciocolata. <rătări> Dar trebuie să faci deosebirea între disciplină și perfecționism. Pentru că atunci când e perfecționism, te clachezi, regresezi, stagnezi. Pentru că ziceau, n-am am rămas în urmă, mâine ce să fac, nu știu, ai niște idei și de după aia zici bături. că gata, nu mai fac, că nu o să reușesc niciodată. Uh -huh. Dar disciplina, n-am citit azi, foarte bine fac alte lucruri în schimb, mâine o zi, citesc mâine cu 10 minute mai mult. da. Dacă te gândești așa înspre perfecționism, risci să eșuezi că nu suntem perfecții, cum să fim perfecți. Da, de multe ori. Te Planul că... așa uh -huh. ideal, știi? Mă și la mine în viața mea. Mă, săptămâna asta știi cum o să fie la 6 sus, la 6 și 5 mă spăl pe dinți, știi, la 6 și 10 deja citesc și o chestie asta și dacă ai ratat, nu știu, spălatul pe dinți, deja zici, bă... o Da, da, știi, zici... Deja intervine Exact, și de multe ori important să încep cu lucruri mici, într-adevăr, până ori îți formezi un obicei și atunci poți să mă adaugi pe lângă, ori, nu știu, găsești alte mecanisme, dar de multe ori, da, într-adevăr, avem planurile astea poate prea mari sau prea bruște așa în viața noastră, care ne scot din zona de confort prea mult. Știți a zice. în cât timp un anumit comportament ajunge să fie obicei sau Știu că rutină? minim, dar nu există un minim 23 de zile. Asta e, da, acestea erau mitul, mitu, cu dou mitu, mitu, oh. dar adevărul? De fapt e, adevărul e pe la 10 săptămâni. Dar, Aceasta că e. este media. Media. Că eram... 66 de... Da. de. la 18 la 254, zic studiile. Exact, exact. Dar media este acolo, pe la 66. Asta înseamnă 9 săptămâni, 10 săptămâni. Deci dacă eu azi, mâine, poi, o săptămână, 2, 3, 4, umblu într un anumit obicei, uh -huh. umblu într un anumit comportament. Când închei săptămâna 10 -a, din săptămâna, din prima zi a săptămânii, 11 a 11-a, parcă îmi vine mai ușor și parcă îmi însușesc comportamentul respectiv ca spălatul pe dinți, adică îl introduc undeva rutina de zi cu zi. Da. Trebuie să cu pasc, deci Nu lăsăm mărunț, garda scu... jos după trei da, după săptămâni, zicând mă de acum că, și să te miri de ce din săptămâna a patra nu ți se pare ușor. Pentru că studiile nu zic că se era Undeva de la săptămâna a 11 -a încolo. <laughs> și, 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 și asta pentru lucrurile bune, că uh -huh. pentru lucrurile rele uh -huh. -are mai se rapid. instalează mult mai rapid. Uh -huh. Se lipesc de tine mult mai, Atenție mai ușor. la dependență. Uh -huh. A vorbit, uh -huh. chimic, chiar se întâmplă asta? Chiar e mult mai ușor să rămâi cu, cu un viciu decât cu. O rutină sănătoasă uh, mecanismul, sau același mecanism în care se de, Mecanismul uh, dependenței. Cunoaștem baza anatomică și baza biochimică pentru, pentru dependență. Uh, în termeni simpli, imaginați-vă o cărare bătătorită în creier pe care nu mai are cum să crească iarbă. Uh, centri anatomici de la nivelul creierului în care este, care este implicat în, în, mecanismul dependenței. Și aici, iarăși, discuția e largă despre dependența fizică, despre dependența psihică, care sunt două lucruri total diferite. Da? Spre exemplu, un fumător, corpul, organismul unui fumător se obișnuiește cu absența nicotinei undeva în 72 de ore. Da? Nu mai are necesitatea acea fizică de a fuma, dar obiceiul persistă mult timp, ani de zile. Uh, studiile experimentale au demonstrat că modelele experimentale, aici mă refer la șoricei aceia drăguți de laborator, uh, au preferat să consume drogul care li se administra Po, uh, când aveau de ales uh, uh, împotriva hranei, împotriva apei, împotriva odihnei, ceea ce într-un final ducea în la deces. Uh, dar lucrul se întâmpla foarte repede, adică dependența, uh, aici vreau de fapt să, să, să ajung, modelul expirant, de la prima utilizare. Adică de, 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 la prima utilizare în care șoricelor li se administra apă cu un drog, cu cocaină, deja preferau lucrul ăsta în detrimentul apei normale. Învățau foarte repede comportamentul negativ. De aceea e bine să te ferești. Și bine să și să cred să că simt. ne putem noi care suntem la momentul acesta și părinții, putem să ne uităm și în ograda noastră să vedem mm -hmm. cât de repede prin copilașii noștri un obicei nu neapărat bun sau sănătos pentru ei și cât de greu reușim să-i dezvățăm de obiceiul respectiv și un obicei bun repetăm și repetăm și repetăm, în schimb ceva negativ, o dată să vadă și a doua oară poate auzit rostind cuvântul respectiv, o recompensă, apropo de recompensă, le dăm o bobo și data viitoare când fac ceva bun, da, ceva, ceva dulce. <coughs> care au fost anumite mecanisme pe care le-ați fost în viața voastră ca să aveți o anumită disciplină? Nathan, de exemplu, în domeniul tău. Sport. Da, noi prin competiție, prin când câștigam meciurile, când era senzația din meci, când okay. știai că reprezinți ceva, că... Și atunci a trebuit dimineața la 6 când era frig și minus 20 de grade și mergeai la antrenament 40 minute pe jos. Bun, dar până să ai prima victorie, ce te-a motivat? Că n-ai știut senzația. Bomboane. <laughs> da, <laughs> da, da, da? sunt... Că ai început de tânăr, nu? Șase da, da, pe clasa a <laughs> ah, okay. Dacă făceai o să te la perete să dea bomboane. Așa, atunci noi concuram între noi, uite, eu am bomboane, după a merge aveți? acasă cel fără bomboane să antreneze, să vină să ia și el bomboana. Fac... Da, contează foarte mult să ai un mentor, un antrenor care să știe cum să te ia, că nu e ceva ușor să te disciplinezi. Trebuie să ieși din zona de confort și să nu ușor. Și e ușor. Și-i faină chestia asta de un mentor cumva, să ai anumite persoane care, într-o formă sau alta, să le dai să mai folosim noi termenul exact. ăsta, știi. Când Am ai de simțit de -a că a fost momentul la care ai trecut de la recompensă la o chestie de autodisciplină, cum discutam? Uh, Poți să pui așa după cu câțiva ani. Pentru chiar vedeam că știu ce vreau să fac, știam când avem competițiile, meciurile, și tot ce vreau să fiu un teren să câștig. Când deja nu mai era o chestie să te trimită părinții, să te împingă de la spate, să ai da. asumat cumva tu. Chiar o dacă anumite, aveai suportul lor în continuare, dar deja venea de la tine mâine, că nu? Da, dorința aia. Motivație să... intrinsecă din da. interior. Da, așa, și mai fapt, târziu. Intervin... Este cea mai, mai, mai puternică în momentul în care găsești motorul acela interior care să, -ți, să te tragă, să te împingă pe, pentru a obține rezultate. Poți să-mi zici un moment din viața ta când o trebuie să-ți pornești toate motorile astea ca să faci un lucru când ai știu că trebuie să depui mai mult efort aici? Uh... În, în facultate, probabil, concurența cu ceilalți colegi în ce privește nota. În momentul în care am înțeles, probabil, că ceea ce îmi doresc eu să fac o să necesite multe sacrificii și un efort destul de mare și un efort destul de mare din partea părinților mei care m-au susținut și am înțeles că nu le-a fost ușor. Și atunci cumva am simțit și nevoia de a le răsplăti efortul. Pe de o altă parte îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru motivația asta intrinsecă pe care recunosc că el o pus-o în mine. Oarecum nu simt că am avut de făcut o alegere mai degrabă. Ai fost predestinat. Nu, 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 nu. Așa, natural. <laughs> uh, nu, nu că am fost predestinat că am am simțit că uh, pot să alunec. Pot să cam am, am alegerea la dispoziție, dar e uh, greu să identific un, un factor motivant Anume care să, să, să mă facă să fiu disciplinat. Pentru că sunt arii în care sunt disciplinat, și nu mă bat nici la stânga, nici la dreapta, dar sunt și arii în viața mea unde sunt mai puțin disciplinat. Da? Nu, Eu chiar mă gândeam ordonat. la ce spui, Cătălin. Se poate să fim disciplinați într-un domeniu, să fiu din punct de vedere spiritual disciplinat, adică mai pentru mine cititul din Biblie este o regulă. A nu citi nu este opțiune. Nu există opțiunea să nu citești din Biblie. De rugat mă rog în fiecare zi. Deci e clar că cine se uită în viața mea spirituală zice da. Așa trebuie, așa aș vrea să fiu. Dar te uiți în casa lui, e dezordine, te uiți în, pe plan financiar, din nou, haos. Se poate să fie așa o da, eu cred că, cred că da. Acum disciplina o putem aplica în mai multe arii ale vieții noastre. Spiritual, financiar, familial și așa mai departe. dacă eu îmi propun... În în și aici strict. iarăși depinde de ținta pe care ți-o propui. Dacă eu îmi propun să citesc din scripturi o dată pe an, într-o zi și mă țin o dată pe an, citesc scriptura. Ăsta e planul meu. Atâta mi-am setat. Puteți spune despre mine că sunt disciplinat în aria asta. O fac, adică ceea ce mi-am propus să realizez. Sunt sau nu disciplinat? Păi nu neapărat. Ăsta <gări> da, da, e, a... e țelul meu. Da, me da, că dacă nu presupune, nu știu, parcă un anumit efort constant mi se pare că da. stă în spatele în ca să poți să zici cuvântul. ăsta notez în calendar, sunt atent și am respectat în tocmai ceea ce mi-am propus, am dus la îndeplinire. Cam insuficient. Da, da. Nu, da, nu puteți să spuneți că sunt indisciplinat. Dar da, nici acum. neapărat disciplinat. Poți să zici, de exemplu, că, ok, chestii sunt așa one time, să zicam. Da, da. Mi-am propus că săptămâna viitoare mă întâlnesc cu o la o cafea și m-am ținut de ce mi-am propus, dar nu e neapărat o chestie dar de... Să nu da. facem o dată, o dată pe an 5 minute în fiecare lună. Are, are importanță tai. Mi se pare că, sau? ca să și răspund la întrebarea de ce de multe ori nu ne place să fim disciplinați, mi se pare că dorința noastră cea mai mare, cam, e să fim comodi. Uh -huh. Mi se pare ușor. să ne fie ușor. Mi se pare că de multe ori asta e cel mai mare inamic al disciplinei, al progresului și așa mai departe. De azi, zic, în exemplu tău, ce alegi tu, e ceva foarte comod. Eu de uh -huh. E diferența anțiteză. dintre a face ce trebuie și a face da. ceea ce vrea. Da, da. Da, no, dar eu de aia așa și de -aia așa. De o văd ca o chestie de da, lipsă de disciplină, pentru că alegi o, o chestie comodă. Cumva poți să alegi o altă variantă, mult mai benefică -ție care te-ar... Și atunci, întrebarea care se ridică, de ce chestia asta e incomodă, care se numește disciplină, e bună? De ce e bine să faci disciplină? aduce rezultate, poate. Aduce rezultate, te face performant, din punct de vedere spiritual, ești într-un anumit loc, se vede pe tine că un om care e disciplinat <coughs> din punct de vedere spiritual, cum mai folosiam noi și în alte contexte, nu poate să mimeze că este, dacă nu este. Se vede, se vede din felul în care După vorbești. Vede se roade cunoaște. Are discernământ și știe ce e bine și ce e rău și atunci... Cum vorbești, cum te raportezi la suferință, cum gestionezi anumite probleme. Cum am, am văzut că se răsfrânge super mult în... în... Fiecare domeniu din viața noastră disciplina, și atunci. Absolut. Mie mai, fi... Cel mai ușor mi se pare să spun. Uh, mai zicea o întrebare exact cum ai formulat tău, ca să nu greșesc. Ai zis că de ce e bine să fii disciplinat? De ce e bună disciplina, da. De de Pentru de că să e. nu fii disciplinat e păcat. Și aș începe de aici. Pentru că Bibla avem un Dumnezeu al ordinii și al disciplinei care ne cere. Și, să... și asta, și privind la toți eroii scripturii și la toți, la Domnul Isus mai ales. Vedem ce a însemnat în viața Domnului Iisus, disciplina în viața ucenicilor, în viața tuturor eroilor, eroilor credinței. Și atunci, bine, am vorbit mult despre lene, de aia aș vrea să duc și lenea, că lenea cu lipsa disciplinei de multe ori se întâlnesc. Okay. Și fiindcă lenea și lipsa de disciplină în păcat, atunci automat trebuie să fugim de lene și de lipsa disciplinei și trebuie să căutăm disciplina. Și atunci asta e un argument cel puțin pe care îl pot aduce aici. De e bună disciplina și de căutat. De ce? Sau nu-mi se pare că poate un orali mai ușor și că unii se disciplinează mai ușor și alții se disciplinează mai Câte greu. Puric, sunt, sunt diferite trăsături de de caracter și uh, valori comportamentale diferite pentru fiecare dintre, dintre noi. Uh, acum, de ce consider eu disciplina bună? Aici poate vorbește, nu știu, mecanicistul, așa din, din mine, dar a urma același set de reguli creează o constantă. Da? acea constantă produce predictibilitate. Știm întotdeauna la ce să ne așteptăm. Nimănui nu-i plac surprizele. În momentul în care faci același lucru din nou și din nou știi cam la ce să te aștepți. În momentul în care știi la ce să te aștepți, capeți o siguranță de sine. Siguranța de, 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 de sine oferă cum să spun, creșterea stimei de sine și, și, și evoluție personală de ce e bună disciplina, dacă îmi permiteți un, 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 un exemplu din area noastră profesională. Un trăim în era în care toată lumea tinde spre despre supra-specializare. Toată lumea tinde să știe un singur lucru, indiferent că e medicină sau artă sau uh, orice altceva, uh, dar lucru demonstrat practic o clinică specializată sau un medic specializat într-un anumit tip de intervenție chirurgicală are o rată de complicații și o rată de succes mult mai mare decât un generalist care face și asta și aia și aia și aia. De ce? Pentru că făcând aceleași lucruri constant, ușor, ușor îndepărtezi sau eviți unele lucruri care nici nu știi că au importanță sau nici măcar nu le poți explica. De multe ori mi s-a întâmplat de la un colegi mai mari, de la mentor, de la, să întreb de ce faci așa. Și nu știu să -ți zic, dar am făcut așa și știu că e bine. Fă și tu la fel, că e bine. Și... Eu aș duce discuția și întrebarea ta în familie. De ce e bine să fiu disciplinat? Păi până sunt doar eu cu mine și plec poate din media și din alte orașe și vin la Cluj, mi-e bine să am o anumită rutină în fiecare zi, trezitul, mersul la școală, venitul acasă, citit, alimentație sănătoasă, cum spuneam pe partea de finanțe Mi-e bine mie cu mine, am o stimă de sine ridicată în momentul în care reușesc să citesc din Biblia, astăzi în care reușesc să citesc și un pic de beletristică În care știu eu, dar apoi trecanii și îmi vine vremea măritișului da? sau a însurătorii dacă eu am reușit să fiu disciplinată inițial pentru mine, în momentul în care intru într-o relație cu un partener, prin felul meu frumos și disciplinat de a fi, eu pot să fiu o binecuvântare pentru partenerul meu. Sau, dacă am fost o fată pe mai multe planuri dezordonată, haotică, acea persoană o voi duce în viața un celuilalt. Și pot să fiu opusul binecuvântării, folosesc un termen poate mai dur, po să fiu un blestem pentru celălalt. Și mai trec ani și apar și copii Și cum spunea la un moment dat cineva, orice vorbă, orice faptă, uh, lasă o urmă. Nu poți să calci pe nisip fără să lași urme. Și spunea persoana respectivă, copiii noștri au o atracție grozavă pentru urmele noastre. Și ei calcă pe urmele noastre și nu mai vedem că în momentul în care poate sunt într-un mic conflict cu fratele, cu sora, uh -huh. aruncă vorba pe care poate eu am aruncat-o partenerului meu. Și mi se pare groaznic, adică cum vorbește așa? Și mine să-l pun la punct. Uh -huh. Sau dacă uh, am probleme cu autocontrolul și în momentul în care sunt mânioasă, obișnuiesc să trântesc, să arunc și copilul trântește, mi se pare inadmisibil. Și dacă stau cu sinceritate și fac un pas înapoi, mă văd pe mine în copilul respectiv. Mm -hmm. Deci disciplina mea din viața de studenție, din viața, din trăirea mea cu soțul meu ajunge să fie pentru copiii mei o binecuvântare sau un blestem și lucrurile acestea se perpetuează din generație în generație, mm -hmm. pentru că noi creăm niște modele. Și acum întrebarea mea, cât genetic, cât mediu? Uh, lucrurile nu pot să fie tranșate 100%, dar în cazul copilor noștri e și genetic, e și mediu. Și atunci, obiceiurile mele bune și disciplina din viața mea, inclusiv să ne instruim copii din punct de vedere financiar, zeciuiale sfântă, nu discutăm, dărnicia, ce facem cu banii noștri, ai primit de ziua ta o parte trebuie să dai deoparte pentru săraci. Și ce bine e să învățăm acest principiu. Și sunt convinsă că în momentul în care vor ajunge să se căsătorească, vor continua să practice acest un obicei și în alte și alte domenii. Deci eu de asta consider, de, acest, de aceea consider că este un lucru foarte bun să fii disciplinat de tânăr. Pentru că tu ajungi să te duci pe tine în familie, în relația cu soțul tău și apoi cu copiii tăi și cred că nu poate să fie durere mai mare pentru un părinte în momentul în care ajunge să fie bunic și se uită la copilul lui care își uh, educă copilul poate într-un mod nepotrivit și știe că obiceiul respectiv greșit poate a fost preluat de atunci când era la tine în casă și era sub mâna ta și sub uh, direcția ta. Deci cum aveți disciplina? Ca pe o moștenire pe care tu o lași din generație în generație mm -hmm. pentru că lucrurile se da. perpetuează. Interesant așa că e, în, în chestii mici okay. mi se, cumva e chestia asta de zi cu zi, obiceiuri de zi cu zi și este versetul din și... proverbe care zice învață-l pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea așa. Acum bine, versetul acesta are o conotație pozitivă. Învață-l prin viu grai, dar noi ne învățăm oare copii doar prin vorbe? Okay. Cum zice faptele, vorbesc așa de tare încât ceea ce spunem deci noi ne învățăm copii Fiind alături de ei, făcând anumite lucruri, trăind lângă ei, nu trebuie doar cuvinte. deci... Da, dar mi se pare că ai menționat și tu faptul că mediul de multe ori afectează chiar foarte mult și obiceiurile noastre, și disciplina noastră, și așa mai departe. Dar ce e frumos asta, chiar dacă ai crescut într-un mediu în care nu, poate ești într-o țară, nu știu, în America, obezitate, poate nu ești obișnuit cu cititul, nu, nu a fost promovat învățătura și așa mai departe. Mm -hmm. Totuși, chiar dacă ai crescut tot într-un mediu de, de genul ăsta, Aici intervine Scriptura, pe asta îmi place cel mai mult. Că Scriptura schimbă orice om din orice mediu, știi? Și de-aia, la început. Mai aici, fata, te rog, cum ai, zis, cum ai definit disciplina, așa, ultima treaptă? Cu lanțurile, da, cu lanțurile. și cu libertatea. Da. Te rog, te rog. Uh, că disciplina ne, ne ferește de a fi înlănțuiți de lanțurile libertății. Da, da. Deci, nu știu, așa mi se pare că și cu, și cu porunca, poruncile din Scriptură și așa. Mai ales la început, ca și tânăr, nu știu, ca adolescent, am zis, poruncile și legea ca ceva ce te leagă, ceva ce te, uh, nu știu, nu-ți permite să faci lucrurile, de da, exact, te constrânge, te nu mai poți aga. să fii tu, știi? Și apoi când am început să aplic, să, să iubesc legea și să o aplic în viața mea, deși am fost constrâns, găsești alte libertate, știi? Mm. Și asta mi s-a părut super fain. Și asta și e frumusețea și aici e, 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 e Și frumusețea lui, 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 Hristos, care vine și spune că cine mă iubește, păzește poruncile. Nu cine vine și să teme de mine. Renunțăm la, la, la libertatea aceea, în ghilimele, și ne supunem autorității lui, intrăm în acea stare de, de, de subordonare, de a face voia lui, mm -hmm. uh, schimbând macazul. Nu pentru că, da, o să ne fie mai bine într-un final, mm -hmm. rezumând, dar motivația, și acolo ajung. Iarăși, ceea ce, 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 ce în mână o reprezintă uh -huh. dragostea da. Și mă gândeam legat de ce spuneai tu, Joy, cu piedici Acum, în ce vorbea Cătălin O piedică, ca să fie o persoană disciplinată Mă gândeam la un tânăr care, cum spui tu Poate a trăit într-un anumit mediu Cu anumite obiceiuri, poate toxice Care poate are, din punct de vedere sufletește și emoțional O suferință Uh, o persoană care poate este foarte întristată sau poate este într-o stare de depresie, uh -huh. omul acela niciodată nu-și va găsi motivația. Adică nu va găsi ceva-ul acela, resursele acelea care să-l ajute să treacă peste greu zilei și să fie și mâine și poimine și mâine motivat. Și ce poate ar merita, așa, trasat un mic semnal de alarmă, în momentul în care ție nu-ți e foarte bine cu tine și uh, ești prea pesimist, ești prea trist, uh, poate ar merita cumva. Uh, Încercat, găsit ajutor într-o anumită parte, să rezolvi problema respectivă, emoțională, sufletească, și apoi cred că vei putea să îți pui problema de disciplină. Că până atunci cred că totul este prea întunecat, prea negru, nu merită, nu are rost, de ce mm. efortul, pentru că nu ai capacitatea să privești recompensa, să te uiți la cunună, cum Dar spunea știa. Cătălin. Dar știi ce înțelegi și din ce este aici? Cât e important e ca noi, cei care suntem sănătoși, fie din punct de vedere spiritual sau, mă rog, și fizic și așa să fim aproape de cei care nu pot să vadă motivația asta, să țină asta. Pe, cum ai zis și tu, știi, anumiți oameni s-au de închiși și de pierduți în stare, asta, încât nu pot să găsească niciun fel disciplină, mult spus disciplina, știi, dorința de a ieși măcar de acolo, nu neapărat prin disciplină. Și atunci mi se pare foarte important noi să fim atenți la oamenii din jurul nostru, pe lângă ce ai spus, bineînțeles. Domnul Isus a avut discipoli. Și în care discipoli? De, de unde vine cuvântul discipol? De la disciplină. Undeva rădăcina lor în limba latină, practic, se leagă de cuvântul a învăța. Discipol îi cel care învață. Uh, nu cred că se termină vreodată povestea asta cu disciplina. Nu cred că e un capitol închis. Cred că e un proces continuu de învățare. Pentru că poți să fii disciplinat în 99% din cazuri și 100 să și o dai de gard. <laughs> uh, deci, continuăm să fim uh, disciplinați atâta timp cât învățăm. Mm -hmm. Am aici și o chestie așa mai artistică, dar atâta îmi place. Atâta din mult mă ajută să get things done, să, să mă pun de treabă. Zici așa că împlinirea pe care o cauți e uh, exact în lucrurile pe care le eviți să le faci, în, în care eviți să le faci, Și de multe ori văd chestia asta, lui! vreau să încep să, nu știu, să mi încep task-ul la lucru, știi? Zic, ok, hai că mai fac o cafea, poate mai, hai că imediat. <gătruză> mai găsești știi? pe drum motivația. Da, da, zic, ok, hai că de mâine, fiecare zi la sală, nu să mai pune problema, știi? Las că poi mâine, că n-am haine, n-am nu știu ce, știi? Dar chestia asta, că satisfacția pe care o cauți sau împlinirea aia, e exact lucrurile pe care eviți să le faci. Și așa mi se pare de, de fain de multe ori că zic, ok, hai că le fac și gata, nu mai discut. Și a văd și împlinit, că bă, am, am terminat vorba ta, am bifat, știi? Am împlinirea aia. Mi-a plăcut foarte mult și m-a mult așa în task mici de zi cu zi așa. Și adevărul e că în anumite domenii e mai greu să fii disciplinat. Cum spui tu, legat de a face activitate fizică în fiecare zi, ce să mai vorbesc de dietă. E greu. Adică anumite obiceiuri bune se lipesc mai greu de noi pentru că sunt mai greu de, de preluat și ne pot ceste un efort mai mare. Dar mă gândeam de la o persoană care nu are problemele de care spuneam Care nu este într-o stare depresivă Și apropo de ce spunea și Cătălin Există la nivelul nostru niște neurotransmițători Și există niște dezechilibre Psihoterapia poate ajuta, dar poate este prea puțin Și atunci e nevoie de niște De o anumită medicație Care să aducă la o stare de echilibru Dezechilibru respectiv Spune acolo la un moment dat Solomon vorbește despre înțelepciune Despre o persoană Care îi lipsește înțelepciunea Și primul pas ca să o dobândești este să conștientizezi lipsa ei și nevoia ei și beneficiul ei. Și spune că persoana respectivă începe să o caute, să o dorească, să o ceară, să se roage. Și până la urmă o primește și Dumnezeu îi oferă. Și cum spuneai tu, de ce la unii parcă le vine mai ușor să fie disciplinați și parcă altora nu? spunea cineva la un moment dat, păi mie mi-e ușor să mă trezesc la 6 dimineața și să citesc din Biblie, când aș putea să mai dorm încă o oră jumate în pluce, din os parcă trag, mi-e foarte greu. Dar mă uit, de ce fac? Adică mă uit în față, la, la scop. Merită sau nu? Merită, merită să fac acest efort. Și uh, cred că un obicei se poate dobândi, depunând un oarecare efort, uh, așa te străduiești tu, dar și venind înaintea lui Dumnezeu. Și mă gândesc aici, am în minte uh, exemplul, lui, uh, exemplul lui Moise, un om impulsiv, un om reactiv. Mai am văzut nedreptatea, o rezolv. Ucid și rezolv problema. Ca mai apoi să devină cel mai blând om de pe fața pământului. Și ne putem uita și la un Ioan, la un fiu al tunetului, care devine un propovăduitor al iubirii. Cum se poate? Poate un om care lipsește disciplina și dragul de muncă să devină un om disciplinat, un om ordonat, un om consecvent? Da, poate. Dacă tu conștientizezi că este o lipsă care te doare și care nu-ți face bine și care nu te duce la performanță, de ce colegul e așa de bun? Păi el a muncit ani de zile, zi de zi. Dar Dumnezeu poate să pună în inima ta dragul și dorința asta de a fi disciplinat și de a urma o rutină zilnică și de a urma niște reguli. Dumnezeu poate, dintr-un fiu al tunetului, un propovădător al iubirii și dintr-un om așa de impulsiv, într-un om așa de blând. Și înțelepciunea îmi lipsește, Dumnezeu mi-o dă, dacă o cer, dacă o caut, la fel și disciplina. Îmi place nota asta pozitivă, <laughs> sincer. Da. Da, așa e și știi că e și scriptură versetul că spre că noi vrei, că nu v-ați luptat încă până la sânge, Sân. a ta îmi place expresia, <laughs> știi? Să arată cum trebuie să lupți cu adevărat, știi? Pentru să lucrurile să Exact. Da. Uh, din păcate cam trece timpul, știu, dar uh, poate să niște concluzii așa din, din, discuția noastră, fiecare cu ceva, cu ce ați rămas. Poți să încep dacă vrei tu, Nathan, dacă... Uh, asta mi-a venit că s-a diferență între disciplină și perfecționism. Ca atunci când te gândești că e perfecționism, poți să eșuiezi, dacă e disciplină, mai lași, mai trece și până la urmă tot o să ajungi acolo. Perfecționismul te duce la eșec. Îmi place mult ideea asta, Nathan, și pentru că uh, ni se prezentate atâtea vieți ideale în social media acum. Pe exact perfecționismul ăsta. N-am apucat să ajungem un pic pe la ideea asta de social media, dar um, e foarte fain că ai punctat chestia asta, că mi se pare că ni se prezintă uh, opțiunea asta unei vieți perfecte, dar în realitate nu cred că la trebui să fie obiectivul și că poți să fii uh, un om disciplinat fără să fii un om perfect. Nu mai cum până da, la urmă să fii să un om perfect. Da. Și, atunci dacă stabilești standarde foarte înalte, nu ai cum să le atingi. puțin eu anul în care ating, dar mai am nu o să atingă și o să, să abandoneze. Să fii abandoneze, realist să cumva și da. în setarea obiectivelor. Să fii realist. Mm. Eu aș reveni la ce spuneam uh, mai devreme, în momentul în care sunt disciplinată și spuneam planurile respective, uh, mi-e bine mie cu mine, am o stimă de sine ridicată, dar nu vorbim aici de mândrie, ci pur și simplu mi-e bine mie cu mine și prin felul acesta ordonat și disciplinat de a fi, voi fi o binecuvântare pentru partenerul meu, pentru copiii mei, pentru nepoții mei. Pentru biserică. Da, pentru biserică. Cei deci ce am fost slujiți de liderii. <laughs> um, mie mi-e destul de clar că din haos nu a ieșit niciodată nimic bun. Uh, și avem nevoie de, de, de disciplină într-un mod mai, mai, mai mult sau mai, mai puțin. Uh, însă, ca să concluzionez uh, Primul pas pentru a te disciplina este să recunoști nevoia de disciplină, să recunoști falimentul, minusul pe care îl ai în area respectivă, să-ți obiectivul pe care vrei să-l atingi și, pe urmă, ușor- ușor, cu, cu pași mici și cu posibilitățile pe care le ai la îndemână, să-ți atingi acel obiectiv perseverând în hărnicie, așa cum ai spus tu la, la început. Dar... Noar... Eu nu mai simt să dau nimic sincer, eu chiar plac să mult toate lucrurile care sunt. Așa scăpăm noi, știi? nu mai, nu mai. Ar rapid up, guys. Nu mai trebuie la nicio tușă. Exact. exact. Da. Sincer. super. Mulțumim mult. Exact. Mulțumim foarte <ride> mult. Ați văzut că a trecut timpul. Deci, serios. Sau poate pentru voi nu, dar pentru mine da. Da, în momentul în care intri în discuție și poți să stai până mâine dimineața, să zic, zici, zici firul în patru mai fi mers, da. da. azi, a, și a, Și zice unul ceva și, și apoi parcă se mai aprinde un beculeț da, 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 și zici da, da și da, da, da. duci exact. discuția mai departe. Uh -huh. Așa e. A. A.